Cea mai mare luptă pe care diavolul o dă este să, să, nu fie toți acolo. Și întrebarea care eu o puneam pe bancă în dreptul meu este am făcut tot ce nu de mine ca și părinte să fie copiii mei acolo? E ușor să predici când copiii nu ți aici, nu? Sau nu te aud. Sau soția poate nu te aude. Dar în familia noastră oare am făcut tot ce nu de noi ca și tați, ca și mame, ca să fie copiii noștri acolo? Se vorbea aici frumos despre dragoste și ești de acord cu ce predica fratele Alex. Numai că nu poți să ai dragoste sau nu-și face dragostea efectul când există păcat la mijloc cu oameni buni. Biblia spune că Dumnezeu este dragoste, dar Biblia mai spune ceva, că Dumnezeu nu are păcat și este fără de păcat. În momentul când vine cearta, invidia în viața mea, sau alte păcate, aceste păcate îndepărtează dragostea care vine din Dumnezeu. Și eu nu pot să cer celui la dragoste când eu trăiesc în păcat. N-am cum să cer asta. N-am cum să cer copiilor mei sfințenii dacă eu nu trăiesc în sfințenii. Mă rog astăzi Domnul să lase peste fiecare dintre noi puterea Lui, dragostea Lui, umplerea cu Duhul Sfânt. Dragii mei, nu avem cum să avem dragoste, nu avem cum să avem răbdare, autocontrol, spunea aici fratele Daniel, dacă nu avem mai întâi Duhul Sfânt. Și nu poți să ai Duhul Sfânt dacă n-ai mai întâi nașterea din nou. Și sunt oameni care fac botezul și nu au nașterea din nou. Ai avut nașterea din nou? Am avut nașterea din nou? Nu poți să mergi la locomotivă dacă nu ai început cu ultimul vagon sau nu poți să mergi la ultimul vagon dacă nu ai început cu locomotivă. Există undeva un început și undeva un sfârșit. Puneți întrebarea astăzi și mă pun și eu, referitor la familie, referitor la masa frumoasă care se pune aici. Am făcut tot ce o depins de mine săptămâna trecută ca să fie casa mea în prezența lui Dumnezeu. Muncim și muncim 8, 10, poate 12 ore pe zi ca să dăm familiei noastre ce are nevoie material. Dar spiritual cât muncești ca să dai familiei tale ce are nevoie spiritual. Vine o zi a nunții, când copiii noștri vor pleca din casa noastră. Vine o zi a liceului, a facultății. Voi fi oare împlinit că am făcut tot ce depinde de mine? Să le dau ceea ce aveau ei nevoie? Dragii deci, în această dimineață vreau să ne uităm la cinci mese la care a stat Iisus Hristos în timpul vieții Lui. Ele sunt mai multe. Dar vreau să ne oprim la cinci. Și vreau să observăm și să învățăm de la fiecare masă câte ceva. Pentru că ceea ce mi-aș dori pentru familiile care au dus copiii la binecuvântare și pentru familiile noastre este ca și Iisus să vină să stea la masă cu noi. Să vină și Iisus în casa ta și în casa mea. În 1947, la Cumram, s-au descoperit niște documente care au testat că Biblia este adevărat. Un copil care păzea niște capre acolo a ajuns într-o grotă, a coborât Jucându-se acolo, și a descoperit suluri din Isaia, cele mai vechi suluri care s-au păstrat. Și a descoperit alte porțiuni din Biblie, habar n-avea ce, ce sunt acelea. Dar acolo, acele documente vorbeau că în timpul Domnului Isus era o comunitate care punea o farfurie în plus la masă. Asta era obiceiul lor. Ei știau din lege că avea să vină Isus. Și puneau o farfurie în plus la masă ori de câte ori mâncau. Pentru că dacă cumva Iisus va veni pe strada lor sau în casa lor, să nu fie nevoie să se dea peste cap, hai rapid că o venit păstorul sau prorocul, cum mai fac unele familii, nu? Hai că a venit Iisus, acum ne pregătim, până acum a fost ceartă, până acum a fost scandal, dacă acum a venit Iisus, a venit cineva și trebuie să fie totul bun. Nu, ei aveau un obicei frumos, puneau farfuria de la început la masă și dacă erau șapte în familie, puneau opt farfurii și dacă erau zece, puneau unșpe. Știți care a fost paradoxul? că Iisus a venit, dar ei nu l-au primit. O zis, asta nu are cum să fie Iisus, e prea simplu. N-ai văzut că nu se ceartă, nu-i auzi vocea pe uliță, noi suntem alt noi noi avem alt stil. După 200 de ani de la venirea lui Iisus, acea comunitate s-a făcut praf, s-a destrămat. Pentru că nu-i suficient să ai o farfurie goală în plus la masă, trebuie să-l și pe Iisus la masă. Dragii mei, mă uit la mesele din Biblie la care a stat Iisus Hristos și vreau să vă spun că ori de câte ori Iisus a stat la masă, n-a fost concentrat să mănânce cu poftă, n-a fost concentrat în primul rând la mâncare, n-a comentat că de ce au fost pireu și nu au fost cartofi prăjiți. Nu. Dacă veți studia Evanghelia și vă veți opri la aceste pasaje pe care le voi enumera, veți observa că Isus Hristos a profitat de orice repaus al trupului ca să ne învețe despre repausul veșnic pe care îl poate avea sufletul în prezența Lui. Iisus Hristos nu a vorbit politică la masă, nu a vorbit sport. Apropo, voi ce vorbiți la masă? Ce vorbim la masă? Iisus Hristos, dragii mei, o înțeles că la masă poți să subiecte spirituale și poți să vorbești ceva spiritual. Pentru că e un timp când toată familia stă împreună. E un timp când cei care uh, poate muncesc afară, cei care sunt la școală, copii, facultate, au în sfârșit un moment în care sunt împreună. Și contează foarte mult discuția care aveam la masă. Haideți să ne uităm prima masă despre care Biblia vorbește, Matei capitolul 9, cu versetul 10. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșe și, și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință din doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, și pe cei păcătoși. Dragii mei, primul lucru pe care Dumnezeu vrea să ne învățăm această dimineață, de la această masă, Primul principiu, știți care este? Faptul că relația e mai importantă decât religia. Relația cu Isus Hristos e mai importantă decât religia pe care tu o ai și la care poate ești adept și te-ai înscris. Și sunt și prieteni între noi astăzi. Și Domnul le vorbește și lor, dar ne vorbește și nouă. De ce am spus că farisei n aveau o relație cu Isus? Că nu i-au spus lui direct lucrul ăsta. O mărs în spate. Au mers cu telefoane pe la alții, în spate, nu au avut curajul să confrunte direct situația. Nu au avut curajul să stea și ei la masă. Spune Biblia că la masă steau două categorii de oameni, ucenicii și păcătoși, vame și păcătoși. Dar ei nu stau la masă cu Isus. Ei erau cu Biblia în mână, erau religioși, țineau postul Crăciunului și postul Paștelui. Nu înjurau în timpul postului, numai după aceea, cum au spus și -a pe internet, am văzut zilele trecute. O zis, nu pot să zic că e postul Crăciunului, după aceea nu pot acum să mi arăt adevăratul caracter că e cina. Dar după aceea când suntem acasă o să mi arăt caracterul care e adevărat. Dragii mei, în această dimineață Dumnezeu să ne învețe ceva foarte important. Că poți să ai o neprihănire exterioară, dar Dumnezeu se uită astăzi dacă ai o neprihănire interioară. Știți ce vrea să spune Iisus? Eu stau la masă cu oamenii ăștia, cu vame și ăștia, pentru că ăștia recunosc. Mă, asta am făcut ieri. Nu mai dă, dau vina pe ce au făcut ăla lad. Asta am făcut, ăsta sunt eu. Dar voi nu recunoașteți. Voi tot timpul spuneți, ăla ai de vin, aia, aia. Și farisei, dragii mei, se arătau sănătoși în ochii oamenilor, dar erau bolnavi în ochii lui Dumnezeu și nu recunoșteau asta. Și spuneam cuiva zilele trecute, niciun doctor din lumea asta, cât de bun ar fi, nu poate opera un pacient care nu vrea să stea pe masa de operație, oameni buni. Îl duci cu forță, ce faci? Îl bagi în salon cu poliția, ce faci? Dar de ce merge pacientul și stă pe masă de operație? Știți din ce cauză? Că recunoaște că e bolnav. Și am o întrebare. De ce atunci când ne spune doctorul, vezi că ai probleme cu rinichi, nu spui, nu eu am, soția are! De ce nu spui asta? De ce atunci când doctorul spune, vezi că ești bolnav, nu spui, nu eu sunt bolnav, mă, tu și mi-ai bolnavă, soacră mi-ai bolnavă. Când vine Dumnezeu și ne confrunte cu Evanghelia, exact asta face. Nu eu, mă, ăla! Exact ce spunea de Daniel aici. Dacă când mergem la doctor, stăm așa de liniștiți și spunem, da mă, sunt bolnav. Dragii mei, spune Iisus Hristos aici ceva foarte important. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Dacă recunoști astăzi că ești bolnav, Dumnezeu te va vindeca. Dar mai întâi Dumnezeu vrea să se ocupe de boala sufletului. Pentru că de multe ori bolile trupului care Dumnezeu le lasă peste noi ne fac să ne uităm în interiorul nostru la suflet și să vedem unde e problema. N-ai vrea să înțelegi că poți să ai o religie. Poți să vii la nouă, marța și joia și duminica, să vii cu Biblia, să vorbești în alte limbi și să n-ai o relație cu Dumnezeu, numai o religie. Dar Dumnezeu astăzi îți spune, eu vreau să am o relație cu tine. Și relație înseamnă rugăciune, înseamnă post, înseamnă apropiere de Dumnezeu, înseamnă smerenie, înseamnă lacrimi, Știți ce spun oamenii la evanghelizări? Eu am credința mea, eu am religia mea. Dragii mei, vreau să vă spun că în ochii lui Dumnezeu există o singură credință. Credința dată cui? Sfinților, odată pentru totdeauna. De exemplu, dacă noi anunțam astăzi, dacă toți cei care vin la biserică vor primi un lingou de aur de un kilogram, mă credeți că era blocată, erau blocate toate intrările la biserică, toate străzile până la Kaufland, poate erau blocate. Pentru că oamenii după ceva material ar veni la orice oră să aibă ceva material. Spune Biblia prin Petru, credința e mai scumpă decât aurul. Și Dumnezeu îți dă astăzi ceva mai scump decât aurul cu o singură condiție, să te sfințești. O să zic Dumnezeu, nu pot să dau credința, eu nu pot să dau, dragii mei, un telefon uh, scump, sau un lucru scump, o mașină scumpă unui copil de 5 ani, că intră cu ea în stâlp. Și Dumnezeu spune, îți dau credința, un lucru valoros cu o singură condiție, să trăiești în sfințenie de astăzi. Pentru că, dragii mei, credința are valoare dacă e păstrată într-un cujet curat. Doamne, vrem de astăzi să avem o relație personală cu tine. Amin. Nu doar o religie. Nu doar la Paș la Crăciun. Nu. Dumnezeu caută pocăiți și oameni care să meargă între Paș și Crăciun și între Crăciun și Paște la biserică. Nu doar de două ori pe an. Doi, o altă masă la care stă Iisus și ne mai învață ceva. Luca 7 cu 36. Luca 7 cu 36. Cunoașteți pasajul acesta, probabil. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirosistor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Mă opresc. Nu știu cât de mult s-o fi cheltuit fariseu în ziua aceea. Cât o fi mers la cumpărături prin supermarketuri, să fie masă bogată, să fie curat, să fie frumos, că vine Iisus în casa mea. Și vine la un moment dat, dragii mei, într-o femeie păcătoasă în acel loc și merge în spate la Iisus, plânge, se apleacă la picioarele Lui, se pocăiește, își vede trecutul, își vede prezentul și știți ce spune omul acesta, Luca 7 cu 39? Știți ce judecată rostește fariseul? Omul acesta, adică Iisus, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Dragii mei, Vreau să vă spun că, într-adevăr, femeia aceea era o păcătoasă. Dar vreau să vă spun, fariseul ăsta era un sfânt. Vreau să vă întreb. Știți ce ușor e să văd păcatul altuia ce să mă analizez mereu păcatul din viața altuia? Și Dumnezeu astăzi îmi spune, de ce nu te cercetezi pe tine însuți? Că spune în 3 Corinteni 11, fiecare să se cerceteze de pe sine însuși. Dragii mei, femeia asta avea un trecut murdar. Dar vreau să vă spun că Iisus Hristos se uită la ea. Luca 7 cu 48. Și din toți cei care stăteau la masă cu Isus, la o singură persoană, la femeia asta care recunoaște cu mâini, îi, îi spune Iisus așa, iertat, eu sunt păcatele. Nu știu care e veste care vrea să auze astăzi. Cei mai bucuroși ar fi să audă că, uite, am primit un apartament gratis, o casă gratis, o mașină gratis. Oamenii ar fi bucuroși de o veste bună materială, s-au mărit pensile sau salariile. Cea mai bună veste, dragii mei, pe care o poate auzi un om în timpul vieții lui este asta, iertate sunt în păcatele. Cea mai bună veste. Și vreau să învățăm astăzi de, de la a doua masă la care stă Iisus, doi, am spus prima dată că relația e mai importantă ca religia, doi, viitorul e mai important ca și trecutul. Viitorul care poți să-l ai cu Iisus e mai important decât trecutul care l-ai avut cu diavolul. Foarte mulți oameni, dragii mei, au un trecut murdar au un prezent murdar, poate dorm seara cu diazepan, n-au somn noaptea, trec prin probleme. Sunt oameni care toată viața stau blocați în trecutul lor, nu pot să-l depășească, nu pot să treacă peste ce s-a întâmplat. Am o veste bună astăzi, Iisus Hristos vrea să schimbe viața și să-ți dea un viitor frumos. Spunea cineva, nu sunt încă ceea ce ar trebui să fiu, dar mulțumesc Domnului că nu mai sunt ceea ce am fost. Uitați-vă la fiul risipitor, pleacă de acasă cu bani în buzunar, nu știu dacă l-o fi salutat pe taie căsă. Că atunci când copiii noștri au un milion în buzunar, nu mai dau mâna cu noi. N-ați observat? Când deja au ajuns și ei undeva sus, are și el 16 ani sau 18 ani și are permisul deja să uită așa de, cu, de sus la taie căsă și la maică să. Și fiul risipitor a plecat, dragii mei, și-o cheltuit toți banii și... O încercat să se angajeze undeva, probabil că și-o băgat CV-ul pe la o fabrică, pe la două, pe la trei. Și nu-l angaja nimeni. Pentru că atunci când Dumnezeu se uită la lacrimile mamei tale și a tatălui tău, ascultă-mă ce spun. Și am spus săptămâna trecută altor persoane, împreună cu vadele Cornel, unei tinere. Și am spus, în momentul când Dumnezeu vede că există zile de post și lacrimi și plâns în viața părinților tăi, Dumnezeu va închide cercul și va strânge cercul vieții tale, în așa fel încât să nu te poți bucura de nimic ca până nu te întâlnești cu El. Și fiul risipitor o mers, nu le-au sunat o suna nicio fabrică înapoi, nu au zis, o să te angajez. Mai era un singur anunț de angajare, angajăm porcar. Cea mai mare umilință, tu care ai fost într-o zi patron, să mergi să lucrezi acum, tu ai fost fiul de împărat, fiul de om mare. Dar comenzi la alții și acum să mergi tu să lucrezi. Dar foamea l-a împins și o mers și s-au angajat și au ajuns sub mâna unui stăpân rău. Că diavolul nu e un stăpân bun, oameni buni. Și spunea, spune Biblia că dorea mult să se sată de cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nici măcar pe alea nu le avea. Și într-o zi, în inima acestui tânăr se naște o dorință și privește în viitor și spune: Dacă aș fi la masă tatălui meu, n-ar trebui să mănânc roșcovele, n-ar trebui să invidiez animalele, n-ar trebui să mă uit la cocina de porci, la troaca lor și să o invidiez. Aș avea farfurii curate pe masă. Aș avea lângă mine un tată care mă, mă iubește, aș avea lângă mine uh, servitori, aș avea lângă mine un ospăț frumos, oameni care trăiesc la fel ca și mine. Și s o sculat de acolo, spune Biblia, și a venit în fire și o plecat. O plecat spre un viitor extraordinar, spre un viitor frumos. Care e trecutul tău? Care e prezentul tău astăzi? Dragii mei, spune Biblia în 29 cu 29:11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, de ce Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau ce? Un viitor, dar nu doar un viitor, că mulți au un viitor. Și ateu are un viitor, dar nu are nădejde, nu are speranță. În momentul când intră în faliment, în momentul când se întâmplă ceva, se aruncă de pe bloc. Dar Biblia spune că pentru cei care trăiesc cu Dumnezeu pe lângă viitor, ei au și o nădejde și o speranță. Și nădejdea în viața lui Iov era următoarea. Știu că răscumpărătorul meu este eu. Dragii mei, Pavel avea o nădejde. Pavel nu a rămas blocat în trecut. Au făcut lucruri groaznice Pavel. I-au bătut pe ucenicii Domnului Isus, i-au legat, i-au dus în lanțuri, i-au băgat la pușcărie. Dar Pavel nu a rămas blocat în trecut. Pavel spune în Filipeni 3 cu trei pe fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Adică o zis Pavel, eu am un viitor frumos cu Dumnezeu și vreau să ajung într-o zi să-L văd față în față. Doamne ajută și pe noi să facem la fel. Amen, amen. Nu mai poți să schimbi trecutul, nimic nu mai poți să faci cu el. În afară să te pocăiești, și dacă Dumnezeu să te ierte, nu mai poți să faci altceva. Dar vreau să spun că poți să faci ceva frumos. Să te uiți în față și să spui, Doamne, dăm un viitor împreună cu Tine. 3. O altă masă la care stă Iisus Hristos. Luca 11 cu 37. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut în, la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. S-a uitat, bă, ce aș putea să găsesc de vine la Iisus? Că sunt oameni, dragii mei, și ăștia zbârfitorii și nemulțumiți și oamenii care tot timpul comentează. Tot timpul caută partea goală a paharului, tot timpul vede ceva negativ. Și au zis, mă, la Iisus ce aș putea să-L prind? Și uite, vă zice, te-am prins când te-ai spălat pe mâini. Dar Domnul i-a zis, voi farisei curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru cum este? Plin de jefuire și de răutate. Dragii mei, Iisus nu s-a spălat în mod voit pe mâini în ziua aceea ca să poată deschide un subiect la masă. Că ăsta se spăla cu șampon din ăla bio pe mâini și înăuntru avea cancer. Ăsta se spăla, poate de 10 de minute să stea la baie sau o jumătate de oră cum stau unii. Și sufletul, jale. Dragii mei, știți ce vreau să învăț în această dimineață de la aceasta treia masă la care este Iisus? Că ceea ce nu se vede e mai important decât ceea ce se vede. Putem spune amin? Ceea ce nu se vede eu pot să am, eu pot să poziez în fața comitetului, în fața păstorului, în fața părinților, pot să pozez. Eu pot să am o imagine în fața profesorului de la școală. Dar, dragii mei, vine Dumnezeu și se uită în interiorul meu și îmi spune astăzi ceva foarte important. Vasul tău poate că e curat pe din afară. te luat un costum nou, o cămașă frumoasă, extraordinar. Dar înăuntru cum ești? Pentru că Biblia spune aici, voi farisei curățiți partea de afară, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Dragii mei, trăim într-o lume în care contează mult exteriorul, contează mult imaginea. Vreau să vă spun că în împărăția lui Dumnezeu contează mai întâi ce ai înăuntru și apoi ceea ce ai înăuntru se va vedea și afară, bineînțeles. Dar ceea ce vreau să subliniez astăzi este următorul lucru, dragii mei. Luca 11 cu 42. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuală din ismă, din rută și din toate zarzavaturile. Și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Eu pot să fac o faptă bună de imagine, pot să am o, o, o imagine în fața oamenilor, dragii mei, dar ceea ce îmi dă nota finală este caracterul pe care eu îl am în fața lui Dumnezeu. Pentru aia spune Petru către femei să aveți un dubl și liniștit și către bărbați spune Biblia să ridicați mâini curate fără mânie și fără îndoiel. Am o întrebare, cât preț pui pe zi? Pe omul din lăuntru. Cât de mult investești în fiecare zi în omul din lăuntru. Dragii mei, dacă de trei ori pe zi mâncăm pentru ca omul din afară să poată să-și facă treaba și munca care o are de făcut, n-ar trebui ei măcar de două, trei ori pe zi să stai într-o rugăciune, să stai în studierea cuvântului ca omul din lăuntru să crească. Pentru că atunci când vine ispita, omul din lăuntru nu va avea putere și vei cădea. Și caza și caz mâine, și caz voi mâine, și după 20 de ani ești la același nivel și nu ai crescut nimic. N-ai vrea astăzi împreună cu mine să înțelegem lucrul acesta foarte important. Cortul de afară trece, omul din afară trece, dar omul din lăuntru, spune Apostolul Pavel, se noiește din zi în zi. Doamne, ajută-ne să punem pres pe omul din lăuntru. Patru, o altă masă la care stă Iisus Hristos. Luca 14 cu 15. Unul din cei ce -și se deau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți, dar toți parcă fusese revorbiți, au început să se să comenteze, să se dezvinovățească, să, să se scuze. Cel din ei a zis, am cumpărat un ogor, al doilea au zis, am cumpărat niște boi, al treilea au zis, mă duc în luna de miere, m-am cumpărat deja biletul, am rezervat, nu, nu mă duc acum la cină, nu mă duc acum la biserică, lasă asta pe altă dată. M-am căsătorit de curând. Luca 14 cu 24. uitați un paradox foarte mare. Că vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Dragii mei, oamenii aceștia au fost invitați de Dumnezeu de Iisus Hristos, de Evanghelie, de predici, de cântări, să vină la adunare să schimbe viața. Ei n-au vrut pentru că au spus pentru noi materialul e mai important decât spiritualul. Dar probabil că s-au întâlnit în piața a doua zi și au vorbit unul cu altul și au zis ai fost și tu chemat la nunta aia? Și au zis, am fost și eu chemat. Da, tot m-am fost și eu chemat. Părea interesant, dar n-am avut timp să mă duc. Dragii mei, știți ce învăț în al patrulea rând de la patra masă? Că destinația e mai importantă decât invitația că destinația noastră e mai importantă decât invitațiile pe care le avem, dragii mei, atâtea chemări ne-au făcut Domnul la mântuire. Și apoi atâtea chemări ne-au făcut Dumnezeu la sfințire. Și ne putem lăuda, bă, eu am, eu am CD mă. am cd uri cu față strugariu, mă, la, în mașină. Eu am prorocit pe telefon. Eu ascult predici. Îmi spunea cineva, frate Cristi, mie îmi place cum predici, dar eu nu să mă pocăiesc, dar vreau să spun numai, pentru asta te-am așteptat, la urmă, îmi place foarte mult cum predici. Dar eu nu mă pocăiesc, să știi, dar îmi place. Dragii mei, vreau să vă spun asta ceva foarte important. Foarte mulți oameni sunt chemați, foarte puțini sunt aleși. Destinația noastră e mai importantă decât invitația noastră. Suntem chemați, hai, vino și tu, uite, evangelizare, uite, e cina Domnului, ai și tu la biserică. Și foarte mulți se amăgesc, tata e păstor, bunicul e proroc. Dragii mei, spuneam aseară cuiva stând la o mază, Dumnezeu nu are nici cumnați, nici cumnată, nici nepoți. Dumnezeu are numai fi. Vrei să fii astăzi copilul lui? Doamne ajută-ne la asta! Am parcat la o biserică joi seara la evangelizare și când am ajuns în curte, GPS-ul mi-a spus următoarele cuvinte. Ați ajuns la destinație. Știți ce mi-a spus Duhul Sfânt? Într-o zi, GPS-ul fiecăruia dintre noi va spune la fel. Ai ajuns la destinație. Dragii mei, E prea târziu în ziua aceea să mă duc și să mai schimb destinația. Întrebarea Domnului în această zi pentru noi este care e destinația pe care ți-ai pregătit-o? Ești pe calea îngustă sau ești pe calea largă? N-ai vrea la această dimineață să spui, Doamne, vreau să vin și eu și să mă schimb? Nu doar să aud cântări, nu doar să aud predici. Vreau astăzi să-mi schimb viața. Și destinația mea finală să fie cerul. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și în ultimul rând, și cu asta vreau să închei, mai este o masă la care stă Isus, Ioan 13 cu 4. S-a citit despre ea în această dimineață și spune Biblia că s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Luca 22 cu 27. Pune Domnul Iisus o întrebare. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește la masă. Dragii mei, în acea vreme era un obicei, poate l-am mai spus aici, în momentul când aveai un musafir, în momentul când vinea cineva la tine, trebuia să chemi un rob de afară să facă cel mai omilitor gest care se putea face. Să se plece, pentru noi e simplu, mergem în spate și ne spălăm picioarele unui altuia, e simplu pentru că suntem curați, am făcut duș acasă, venim curați. În vremea aceea nu era așa, oamenii veneau în sandale, kilometri întregi sau descolți, ce mai mulți descolți. Și trebuia să stea la masă și veneau robii și făceau gestul ăla, du de praful jos, poate fără apă caldă și nu intru în detalii, că nu e așa de plăcut să vorbești despre asta. Și când o intra la cină, probabil că Petru și Ioan s-au uitat, bă, dar robul, unde e robul? La orice masă trebuia să vină și un rob, un lighean, un ștergar. Văd că e aici ștergarul, văd că e aici ligheanul, dar, dar unde e robul? Iisus Hristos, stăpânul Universului, creatorul Universului, se ridică în picioare și face un gest care îi uimește pe toți. Ia ștergarul și se înfășoară cu el. Și în momentul ăla, dragii mei, ucenicii pălesc. Orice cuvânt parcă nu-și mai are sens, nu mai are rost. Oamenii rămân uimiți. Pentru că cel mai mare din univers se face cel mai mic și spală pe ucenici pe picioare și spală de praf pe picioare. Oameni. Vreau să învățăm, dragii mei, astăzi ceea ce a spus Iisus Hristos. Până acum, împărăția acestei lumi, v-a spus ceva, că cei mai mari sunt cei care stau la mese. Eu vreau să vă spun, a spus Iisus Hristos, că în împărăția noastră cei mai mari sunt cei care slujesc. Dragii mei, știți ce învăț? Cel care slujește la masă e mai mare decât cel care stă la masă. Vreau să spun o întrebare. Astăzi stai la masă, de luni până sâmbătă, pe câți oameni ai slujit? La câți bolnavi, văduvei sau orfani A fost săptămâna trecută? Câte sandwich ai făcut? Nu pentru copiii tăi, că și ateu face sandwich pentru copilul lui, care sentimentul de dragoste în el, pus de Dumnezeu. Câte sandwich ai făcut pentru altcineva? Dragii mei, de slujirea noastră va depinde răsplata noastră, să știți. Cât ai făcut aici pentru Domnul, într-o zi va depinde și vei avea o cunună în veșnicie. Spunea Traian de ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă el, arând, arând, nu fluierând, nu ținând scorul, nu zici, bă, mai fost, ne-am bucurat, a fost frumos. Nu, arând. Chiar dacă semeni mai lacrimi, și umbli numai suspinând. E ușor să stai în car și să dai cu biciul. Nu, Dumnezeu a spus și Traian a spus, du-te acolo, bagă-te în jog și trage. Și să trage un plug de câteva sute de kilograme de pătire nu e ușor. Hristos și Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug. Căci mulți au stat cu el? Exact despre ce vorbeam astăzi. Farisei care au stat cu Iisus la meste și au plecat apoi în iad. Oameni care au stat cu Isus la mese și nu și-au schimbat viața. Oameni care au spus frumos din scriptură, au știut versete din Biblie. Și Isus Hristos le-a spus, du-te și și tot la fel și nu merge să facă. Dragii mei, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Eu, după ce mănânc acasă, nu mănânc ca să mă pun în pasă, dorm. De trei ori pe zi mănânc și apoi de trei ori dorm. Nu. Eu și Dumnezeu, după ce mănânc acasă, mănâncă ca să avem putere, să avem calorii noi, să mergem să lucrăm. Am o întrebare. Ce faci cu calorile de la masa Domnului? Te pui în pat? Aștept să se facă alții? Oameni buni, voi vă imaginați dacă 300 de oameni din biserica noastră cât suntem membri, nu știu cât suntem în cer membri, dar pe foaie suntem 300. Dacă 300 am slujit în fiecare zi de luni până sâmbătă, măcar două ore pe zi, voi vă imaginați că n-ar trebui să mai facem evangelizarea în Deva cu predicatori de la distanță? Mă credeți sau nu mă credeți? Imaginați-vă că fiecare dintre noi, cei 300, a merge la spital, a merge la azil, a merge la orfelinat. Imaginați-vă că am face ceva pentru Dumnezeu în fiecare zi. N-am merge la Brănișca, poate o dată pe an numai. Mai vrea astăzi să spui, Doamne, eu cu ce pot să particip, să slujesc cu eu? ia să sarcina și două alături și simt eu apăsând din greu, cum mai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu. Hristos și Sfânt te va cunoaște odată în cerul lui de sus, nu după haina ce ai purtat-o. Că mă îmbrac frumos, am venit la masă, nu? Nu stau la masă în salopetă. M-am îmbrăcat frumos, dar Iisus Hristos spune Biblia că nu mă va cunoaște după haina ce am purtat-o, ci după sarcina ce ai dus. Ia crucea ta și mergi pe urme, tăcând și mulțumind ca el. Iubește, roagă-te și rabdă. Urmând Dumnezeiescu-i fel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște nu după numele ce spui, ci după ranele îndurate sub crucea ta și crucea lui. Doamne, vrem să te slujim mai mult de astăzi. Dragii mei, trece viața noastră și ascultați-mă, va rămâne doar ce am făcut pentru Dumnezeu. Știți ce spune bine în Apocalipsa? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, primul pas pe care vreau să-l fac este să intru și să stau la masă cu el. Voi cina cu el, dar întrebarea mea este, va și el cu mine? Îmi deschizi ușa, mă chem în casă și apoi mergi la, nu știu unde, la telefon. Eu mă pun la masă, spus Iisus Hristos, dar te pui și tu cu mine la masă? Când am încheiat predica aceasta de la Domnul săptămâna trecută, Domnul mi-a mai dat încă două sau trei versete din Biblie. Luca 13 cu 24. Nevoiți-vă să intrați pe ușa așa strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschidene. El vă va zice, nu știu de unde sunteți. Și acum atenție foarte mare. Atunci voi veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta. Doamne, noi am stat la masă cu tine. Am fost la evangelizare, am fost la cină. Am stat la masă cu tine. Și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de lege. Dragii mei, ceea ce vreau să învățăm astăzi este că nu e suficient să stau la masă cu Isus, ci trebuie să umblu cu Isus în fiecare zi. Voi vă dați seama ce mare mirare va fi într-o zi când oamenii vor spune, Doamne, la mine în casă am văzut vindecări. Păi și Manase au văzut vindecarea lui Ezechia și nu s-au pocăit. Vindecarea lui Taică s-au văzut-o și prorocia lui Isaia și nu s-au pocăit. Care e masa la care stai astăzi? O zis Biblia și spune Biblia, nu puteți sta la masa dracilor și la masa lui Dumnezeu. Nu poți de aici să mergi ai să bei bere fără alcool, că n-ai înțeles nimica. Nu poți de ce să spui, mă duc să vând țigări, chiar dacă nu fumează. Și știu persoane în România care vin la biserică în fiecare duminică și vând țigări, chiar dacă nu fumează. Nu poți să faci asta. Nu poți de aici să mergi și să spui, mai departe trăiesc în ceartă, în invidie, în păcat. Am stat la masă cu Iisus, dragii mei, îmi doresc astăzi masa asta să ne schimbe viața când voi întinde mâna să iau bucățica aceea, să-mi dau seama că bucăția că aceea o frâng pentru mine și o altă jertfă nu mai este, doar jertfa asta a fost. Sângele ăsta care o curs, o curs pentru mine și alt sânge nu o să mai fie, spune în evrei 6 și în evrei 9. Mă rog astăzi, Doamne, transformă viețile noastre. Dă-ne putere să înțelegem că relația e mai importantă decât religia. Că poți să fii pocăit sau poți să fii creștin pe foaie. 90% din România se declară creștină. Și nu mai este loc în pușcării oameni buni. Și stau doctorii peste program să facă avorturi și oamenii se declară creștini. Dar Dumnezeu nu caută creștini din ăștia, Dumnezeu caută creștini de fiecare zi. Ai vrea să fii unul din ăsta? Doamne, dăm puterea asta să înțeleg că ceea ce nu se vede e mai important decât ceea ce se vede. Și nu oamenii o să aibă ultimul cuvânt. Acum încerc să plac oamenilor, să arăt bine, dar într-o zi Dumnezeu va avea ultimul cuvânt, vino sau dute. N-ai vrea să fie un cuvânt frumos pentru tine? Doamne, dăm putere să înțeleg astăzi că trebuie să mă implic mai mult să slujez, că eu ușor să stau la masă, mai ascult o predică, mai pun un pe YouTube, mai pun o cântare. Dumnezeu însă mă întreabă ce ai făcut cu hrana care ți-am dat-o. Ce ai făcut cu acele calorii? Pentru mine ce ai făcut? Domnul să binecuvinteze întreaga biserică. Și mă rog ca masa aceasta și mesele care le avem în familie, împreună cu copiii noștri, să fie mese binecuvântate, de la care să nu lipsească Iisus. Amin.